Vă salut, dragi prieteni! Vă spun bun găsit și mă bucur să fim împreună și astăzi. Am să vă prezint în minutele următoare un material extraordinar de interesant. Este vorba despre grotele din Tibet, unde ființe umane și non-umane se află în meditație de secole și milenii. Ernest Muldashev a studiat rudenia dintre popoare pe baza asemănării ochilor, concluzionând în cartea sa, Al treilea ochi, că toți oamenii se trag dintr-o singură rasă care a trăit cândva în Tibet. Savantul a văzut în criptele mănăstirilor tibetane și nepaleze oameni încremeniți de milenii, dar fără a fi morți, denumiți samadhi. După chip, unii erau străini de lumea noastră. La o mănăstire i-a fost arătat un tunel care duce în Agartha. La intrare erau mumiile unui bărbat și a unei femei, înalți de 3 metri, care, spuneau călugării, trăiseră la începutul lumii. Haideți să vedem care este povestea acestor ființe interesante. Și am să vă relatez în minutele următoare, prieteni, câteva din evenimentele captivante trăite de medicul oftalmolog rus Ernest Muldashev, ale cărui cercetări au fost publicate pentru prima dată în limba germană, în anul 2001, în cartea sa Al treilea ochi, perspective spectaculoase asupra originii civilizației noastre. Doctorul Muldashev este chirurg oftalmolog și unul dintre marii corifei din Rusia în domeniul său. Până acum a călătorit în peste 40 de țări și, în fiecare an, efectuează între 300 și 400 de operații complicate la ochi. Așadar, este competent. În urmă cu câțiva ani, Ernest Muldashev a făcut o descoperire interesantă. Cornea are aceeași mărime la toți oamenii de pe acest pământ, indiferent dacă persoana are o înălțime mare sau este copil. De fapt, este singura parte a corpului care are aceeași dimensiune la toți oamenii. Conform cercetărilor lui Muldashev, făcute pe mai mult de 1000 de persoane, cornea crește doar până la al 4-lea an de viață. După această vârstă, rămâne la fel de mare. Investigațiile lui Muldashev au mers însă mai departe. El a studiat posibilitatea ca, pe baza unei părți a corpului, să găsească un procedeu de diagnosticare pentru îmbolnăvirile psihice, fizice, scop în care a examinat 1500 de persoane. Plecând de la faptul că privirea omenească a părții ochiului care cercetează sau care scanează extrage informații geometrice, a făcut fotografii ale acestei părți a corpului împreună cu echipa sa. Folosindu-se un sistem de computere care poate să reprezinte pe ecran părțile ochiului și să analizeze parametrii geometrici, a ajuns la o concluzie interesantă. Bazat pe constatarea corneei egale, constantă ca mărime la toți oamenii, a luat naștere un procedeu prin care Muldashev, folosindu-se doar de partea ochiului ca indiciu, a putut nu numai să diagnosticheze starea fizică și psihică a persoanei, ci și să reconstituie întregul cap, respectiv forma și mărimea craniului. Pe baza materialului celor 1500 de persoane examinate, am perfecționat acest principiu. Bineînțeles că nu am obținut o precizie extraordinară, deoarece, în total, am găsit 22 de caracteristici geometrice ale formei ochiului, pe când ambele patru latere reprezintă numai două dintre ele, întrucât parametrii individuali geometrici ai formei ochiului au legătură cu particularitățile trăsăturilor feței și chiar cu unele părți ale corpului, pe baza caracteristicilor geometrice ale părții ochiului, există posibilitatea de a se reconstitui înfățișarea unui om. Și, în ultimă instanță, singura constantă a corpului omenesc, diametrul corneei, în domeniul schemelor de geometrie a ochiului, este ca un indicator că acesta reprezintă unitatea de măsură în geometria ochilor, povestește savantul rus în cartea sa. Pentru folosirea practică a geometriei ochilor, se iau în considerare următoarele posibilități. Identificarea de persoane, reconstituirea înfățișării unui om, determinarea caracteristicilor mentale ale unei personalități, analiza obiectivă a sentimentelor și trăirilor omului, diagnosticul îmbolnăvirilor fizice și psihice,
stabilirea naționalității și studiu referitor la originea omenirii. În baza acestor elemente, Muldashev și echipa sa au continuat cercetările. În acest fel au reușit să interpreteze în mod incontestabil naționalitatea, respectiv rasa persoanei al cărei detaliu ocular îl analizau. În cartea sa, el explică amănunțit cum au studiat și analizat diferitele rase umane pentru ca, prin geometria ochilor, să stabilească originea omenirii. Doctorul Muldashev și colaboratorii săi au studiat toate cele 35 de rase umane cunoscute și au ajuns la următoarea concluzie. În total, cercetările referitoare la forma geometrică a ochilor au dus la concluzia, pe lângă alte câteva ipoteze, că omenirea s-a dezvoltat dintr-o origine comună, însemnând efectul final rezultat din genele unui strămoș și ale unei străbune. Apărută în Tibet, s-a extins în toată lumea. Așadar, la începutul cercetărilor sale, Muldashev a ajuns la concluzia că toți oamenii își au originea în Tibet. Bazați pe această teorie, el și echipa sa de cercetători și-au îndreptat atenția asupra regiunii Himalaya, unde au fost puși în situația de a-și forma o opinie surprinzătoare atunci când un prieten al lui Muldashev a fotografiat perechea de ochi reprezentată drept așa numita carte de vizită existentă pe toate templele tibetane. Chiar în aceeași zi, Muldashev a început să studieze ochii. Au introdus în calculator neobișnuita pereche de ochi, au analizat-o după parametrii cunoscuți și au realizat următoarea reconstituire a capului. Doctorul Muldashev descrie în felul următor prima sa analiză. În primul rând, surprinde lipsa rădăcinii nasului, care, la fotografia ochilor obișnuiți, este întotdeauna prezentă. Ce vrea să demonstreze lipsa rădăcinii nasului? Este cunoscut faptul că, la omul de astăzi, rădăcina nasului acoperă partea interioară a câmpului vizual. De afară, câmpul vizual înseamnă 80 până la 90 de grade, înăuntru 35 până la 45. De aceea, omul de astăzi dispune de vedere binoculară, vedere cu doi ochi, prin care vede volumul unui obiect și percepe distanța până la el, într-un câmp de numai 35 până la 45 de grade și nu 80 până la 90 de grade în toate părțile. Această senzație de disconfort provocată de rădăcina nasului nu are prea mare importanță la lumina zilei. Disconfortul este ceva mai mare în cazul luminii artificiale, însă la lumina dată de o lampă cu lumină roșie, acesta crește deja considerabil, deoarece îngreunează orientarea în spațiu. Fără rădăcina nasului, oamenii ar putea să vadă binocular în toate părțile, într-un câmp vizual de 80 până la 90 de grade, ceea ce ar ușura orientarea în spațiu cu lumină roșie. De aceea, Muldashev și-a pus întrebarea dacă posesorul acestei perechi de ochi neobișnuiți trăiește într-un mediu în care este expus luminii roșii. El a cercetat înscrieri vechi și a găsit, amintit la Nostradamus, că civilizația dispărută a atlanților trăia într-un mediu de nuanță roșie ca sângele. Cerul era roșu, copacii aveau o culoare de un roșu intens și așa mai departe. Nostradamus explică în textul său că, după producerea unei falii la pol, s-a ajuns la o dislocare a axei Pământului și astfel la o schimbare de culoare a cerului. Așadar, părea o referire la faptul că ceea ce era înfățișat pe templele tibetane reprezenta perechea de ochi a unui om dintr-o civilizație dispărută, a unui atlant. Doctorul Muldashev arată în continuare. În al doilea rând, atrage atenția asupra sa arcada neobișnuită a ploapei superioare a ochilor reproduși pe temple. În timp ce ploapele ochiului de astăzi au forma unui arc de cerc clar, ochii menționați au la ploapele superioare o papilă centrală îndreptată în jos, de parcă ar atârna deasupra corneei. Ce ar putea să dovedească aceasta? Înainte de toate, că la închisul ochilor, deschizătura ploapei nu se închide complet,
deoarece manșeta pleoapei superioare ar împiedica aceasta. În acest caz, prin sfera laterală a corneei, ochii sunt în stare să protejeze vederea periferică. Însă, întrucât rădăcina nasului lipsește și vederea are caracter binocular în întregul câmp vizual, inclusiv al sferei periferice, posesorul acestor ochi neobișnuiți are capacitatea să vadă și cu ochii închiși, arată cercetătorul în cartea sa. Însă acești ochi mai au o altă particularitate care l-a nedumerit pe Muldashev. Coada ochiului trasă în jos și spre interior. Aceasta arată o producere puternică de lichid lacrimal, care este necesar la menținerea umidității ochilor, când deschizătura ochilor nu este închisă complet. Dar ce poate explica o închidere incompletă a ochilor și menținerea totuși a vederii cu funcția de orientare? Muldashev a găsit doar o singură explicație, anume necesitatea de a proteja cornea sensibilă la înnotatul rapid sub apă. De la Nostradamus, Muldashev a aflat despre atlanți că aceștia se puteau menține mult timp sub apă și că își amenajaseră plantații subacvatice. Doctorul Muldashev își explică acum celelalte reflecții. În al treilea rând, făpturile reprezentate pe templele tibetane aveau în loc de nas un orificiu de formă elicoidală. Ce înseamnă aceasta? Dacă, prin urmare, atlanții trăiau într-adevăr parțial sub apă, atunci se poate imagina că acest orificiu de formă elicoidală îndeplinește rolul unui orificiu prin care să se respire, de forma unui ventil. Animalele marine, precum delfinii, balenele și altele, dispun de orificii de respirație asemănătoare, de forma unui ventil, deoarece acestea, spre deosebire de un nas obișnuit, ajută cu siguranță să fie împiedicată intrarea apei în căile respiratorii în timpul șederii sub apă, arată medicul în carte. În al patrulea rând, făpturile reprezentate pe templele tibetane au în mijloc, deasupra ochilor, o pată de forma unei picături, aproximativ acolo unde femeile indiene își pictează alunița artificială. Pata, de forma unei picături, semnifică probabil ipoteticul al treilea ochi. Este cunoscut că în vechime, cândva, la oameni a existat al treilea ochi. Despre aceasta vorbesc datele embriologiei. Însă, la omul de astăzi a mai rămas din acesta numai un rudiment, glanda pineală, epifiza, ascunsă adânc în interiorul creierului. Este unanim acceptat că cel de-al treilea ochi a fost organul bioenergiei umane, telepatia și altele, și conform legendelor, putea să facă minuni, să transmită gânduri, să influențeze gravitația, să vindece boli, etc. Se pune următoarea întrebare. Dacă pe temple sunt reprezentați într-adevăr ochii atlanților, atunci cum de se găsesc tocmai în Tibet? Doctorul Muldashev și colectivul său de cercetători au găsit explicația. Luând cu ei portretul întocmit de Muldashev, au pornit într-o expediție transhimalaiană prin India, Nepal, până în Tibet. S-au întâlnit cu reprezentanții diferitelor mănăstiri și au avut parte de surpriză după surpriză. În loc să fie neîncrezători și să dea ochii peste cap de uimire, toți cei cărora li s-a arătat portretul au știut imediat despre ce este vorba. Astfel, de exemplu, suaminul indian Dharam a întrebat imediat: i-ați găsit corpul în munți, în mare? Doctorul Muldashev a declarat tot timpul și față de ceilalți adepți că ei schițaseră acest portret pe baza constatărilor de natură geometrică ale ochilor menționați. Pe scurt, toți învățații pe care i-au vizitat știau, evident, cine era ființa reprezentată în imagine, însă niciunul nu a vrut să dea cu adevărat informații despre aceasta. Ceea ce doctorul Muldashev a descoperit în cele din urmă, după călătorii suplimentare și discuții numeroase, duce la următoarea concluzie. Ființa din imagine nu este în întregime corect reprezentată. Este o ființă care nu aparține civilizației noastre, ci uneia anterioare.
Înainte ca pe pământ să fie avut loc fenomenul care a intrat în istorie drept potopul, existau deja culturi evoluate, atlanții și înaintea lor lemurienii, iar înaintea acestora altele și mai vechi. Lemurienii, atlanții și încă puțini oameni din lumea noastră au capacitatea să genereze o stare de conștiință cunoscută sub numele de Samadhi, în care respectivul, după principiul spiritul domină materia, este în stare să aducă la valoarea zero procesele metabolismului corpului și în acest fel să conserve corpul, asemănător procesului hibernării la animale. După spusele unui swami indian, aceasta reușește să-l facă pe cel care meditează să reflecteze atât de eficient încât biocâmpul să intre în combinație cu apa din organism, pentru ca apoi să o influențeze astfel ca, în cele din urmă, aceasta să acționeze asupra organismului. De aceea, Samadhi este cea mai înaltă formă a meditației. În cazul în care corpul se află în starea Samadhi, el poate fi conservat nu numai pentru ani, ci, așa afirmă învățații din Himalaya, pentru milenii întregi, fără ca persoana să moară. Pentru milenii întregi, fără ca persoana să moară. În starea Samadhi, sufletul se află în afara corpului, dar este legat de corpul fizic prin șnurul de argint. Șnurul de argint, o bandă energetică având sclipiri de argint, este cordonul ombilical al celor două corpuri, comparabil și cu un cablu electric ce duce de la lumea cealaltă la lumea aceasta. Dacă omul moare, șnurul de argint se desprinde de corpul material și energia vieții se retrage. Așa cum desprinderea cordonului ombilical de mamă înseamnă nașterea într-o viață fizică, detașarea șnurului de argint de corpul fizic reprezintă nașterea în lumea cealaltă. În starea Samadhi, șnurul de argint se menține oricât se dorește. Într-o stare Samadhi de durată, se poate trece la o temperatură de plus 4 grade Celsius, care de obicei se menține constantă în grote sau sub apă. Cu ajutorul stării Samadhi, sufletul devine, cum s-ar spune, participant la evenimente. Dacă sufletul se întoarce în corp, atunci persoana se trezește din starea Samadhi și poate să ducă în continuare o viață normală. Dacă persoana aflată în stare Samadhi este examinată de un medic, acesta constată moartea fizică a persoanei. El nu poate să ia pulsul, nu poate să-i facă o electrocardiogramă și nici o electroencefalogramă. Temperatura corpului scade și corpul intră într-o stare împietrit imobilă, când devine neobișnuit de rigid și rece, asemănător unei pietre. Starea împietrit imobilă este o noțiune general valabilă printre oamenii de știință religioși care studiază Samadhi. Doctorul Muldashev este ferm convins că a pătruns în marele mister al Himalaiei și anume că în grotele Samadhi, dispuse în acest lanț de munți, se găsesc ființe în starea Samadhi aflate acolo de mai multe sute de mii de ani și care formează așa numitul fond genetic al omenirii. Aceasta înseamnă că dacă se va ajunge din nou, ca odinioară pe timpurile Atlantidei, la o distrugere a Pământului pe suprafețe întinse și la o dispariție a omenirii, atunci aceste ființe se pot trezi oricând doresc și vor putea nu numai să reactualizeze întreaga știință a trecutului, ci și neverosimilele însușiri care li se atribuie acestor ființe, teleportarea, telepatia și altele. Ființele care se află în grote sunt depozitarii științei străvechi. Există puțini oameni care au acces la aceste grote și se interesează de generații de ființele care se găsesc în ele, având voie să pună întrebări. În grote are voie să intre numai cel căruia îi permit aceste făpturi. Însăși grotele sunt extraordinar de greu de descoperit și rămân ascunse privirii omenești. În aceste peșteri acționează forțe neobișnuite, necunoscute nouă și mortale pentru om, care protejează de intruși ființele aflate în starea Samadhi. Acela care totuși găsește o asemenea intrare și ar vrea să pătrundă în ea,
se simte din ce în ce mai rău, ajungând până la starea de colaps. Dacă nu renunță să pătrundă în grotă, atunci va muri. Există unele istorisiri despre oameni cărora, la solicitări insistente, li s-a permis accesul. Astfel, conform unei legende, se relatează următoarele. Când, de exemplu, în secolul al XI-lea, în India, a fost o mare secetă, stăpânitorul Indiei s-a hotărât să viziteze o peșteră sfântă, în care se afla un important om din vechime, pentru a-i cere ajutorul. În peșteră l-așteptau multe pericole, șerpi nereali și reali, nu putea să respire, asupra corpului și spiritului său acționau forțe necunoscute. În starea de meditație, prințul stăpânitor a putut să se înțeleagă cu spiritul marelui, bătrânului om. Când acesta a înțeles că prințul are intenții pașnice și îi roagă să-i se acorde ajutor pentru oameni, prințului s-a permis intrarea. Grota era foarte mare și consta din 12 încăperi. Într-una din aceste încăperi, prințul l-a găsit în starea samadhi pe marele, bătrânul om, în timp ce spiritul acestuia plutea alături. Corpul său era uscat, însă el trăia. Acest om se afla în grotă de 1.600.000 de ani. A deschis doar puțin ochii. Prințul indian a început să vorbească cu el în sanscrită, cerându-i ajutorul. Omul uscat l-a înțeles, făcând un semn cu ochii. A arătat cu ochii spre un obiect care se afla pe perete. Acesta era un inel nereal. Prințul indian a luat inelul și a mers spre ieșire. Într-o altă cameră a mai întâlnit un om în starea samadhi, un prinț al comunității Sikh. Acesta intrase în starea samadhi în secolul al V-lea și despre el se cunoștea că în secolul al XVII-lea a revenit din starea samadhi la viața normală. La ieșirea din peșteră, prințul a întâlnit 8 șerpi. Unul dintre acești șerpi a făcut să picure din sângele lui pe inelul nereal. Această picătură s-a ridicat la cer și curând a început să plouă. În aceeași peșteră, în anul 1637, a intrat un om cu numele Devendra Laundel, care se afla acolo în starea samadhi. După aceasta nu a mai intrat nimeni în peșteră, relatează cercetătorul în cartea sa. Un lama Bonpo, pe care Muldashev l-a vizitat pe această temă, a declarat chiar următoarele. În partea de nord a Tibetului, există o grotă în care deja de mai multe secole se găsește în starea samadhi un om cu numele Moze Salziang. Preoții acestei regiuni a Tibetului îl văd în mod frecvent. Aceștia nu sunt oameni ieșiți din comun, ci preoți obișnuiți. Nu este nevoie de aprobarea acestui om aflat în starea samadhi. Accesul nu prezintă pericol. Trebuie numai să ai intenții bune, însă nu este voie nici să se fotografieze, nici să se vorbească. Așa ceva ar fi un sacrilegiu. Când chinezii au pătruns în Tibet, în urma torturilor la care au fost supuși, mulți preoți tibetani au fost nevoiți să facă mărturisiri și să confirme existența grotelor samadhi. De aceea, chinezii au scotocit multe grote, atât după oamenii aflați în starea samadhi, cât și după lama, care aleseseră peșterile ca ultim refugiu. Lama Bonpo i-a povestit doctorului Muldashev următoarea întâmplare. În 1960, un lama a intrat într-o grotă în starea samadhi, rămânând astfel până în 1964. În acest timp, nepotul și prietenii acestuia l-au vizitat în starea samadhi, de multe ori și au relatat că omul stă acolo într-o stare împietrit imobilă, în poziția lui Buddha. Comuniștii chinezi l-au găsit acolo și l-au adus la închisoare. Aici, corpul său a devenit treptat mai moale și s-a revigorat. Perioada 1964-1987 a petrecut-o în condiții aspre de închisoare și după aceea i s-a dat drumul. Din păcate, nu se cunoaște nimic despre soarta sa de mai târziu. În mod firesc se pune întrebarea cum de-au putut chinezii să pătrundă în grote, dacă acolo totuși trebuie să existe o barieră spirituală. Lama Bonpo a confirmat că forța spirituală a oamenilor care intră în starea samadhi
și provin din civilizația noastră, este considerabil mai slabă decât a atlanților și de aceea, în multe cazuri, protecția nu există deloc sau este foarte vulnerabilă. El a explicat că totul depinde de dezvoltarea celui de-al treilea ochi, care la atlanți este foarte accentuat, pe când la oamenii din civilizația noastră, dimpotrivă, este subdezvoltat. Totuși, potrivit lui Lama, el cunoaște că într-o peșteră din sudul Tibetului au fost văzute câteva corpuri de dimensiuni neobișnuit de mari, care fuseseră atârnate de către chinezii la intrarea în grotă. Poate că scutul de protecție nu mai fusese îndeajuns de eficient din cauza numărului mare al persoanelor care pătrundeau. Este de asemenea cunoscut că mulți chinezi au murit încercând să pătrundă în grotele Samadhi, motiv pentru care oamenii au renunțat să mai intre în grote. În legătură cu aceasta, Lama Bonpo a povestit și despre o grotă Samadhi din sudul Tibetului, la cărei intrare au fost găsiți numeroși soldați morți care zăceau acolo cu fețele desfigurate de durere, însă fără să fie răniți. Corpurile lor erau în întregime intacte. Ei pieriseră din cauza forței psihice a scutului protector. Despre o altă grotă, locuitorii din satele învecinate au povestit că zeci de soldați chinezi ieșeau în fugă din peșteră, de parcă își pierduseră mințile, țipau și se țineau de cap și de stomac. Se povestește că acești soldați nebuniți au murit unul după altul. În expediția sa științifică, doctorului Muldashevi s-au povestit următoarele despre civilizațiile trecute, 22 la număr, se spune. Aceste civilizații atinseseră un foarte înalt nivel tehnocratic, însă au dispărut fie din cauza catastrofelor cosmice, fie prin autodistrugere. Din cauza catastrofelor cosmice, s-a modificat și clima Pământului, apoi și-au modificat înfățișarea și oamenii care mai rămăseseră, deoarece au trebuit să se adapteze noilor condiții. Despre civilizațiile de dinaintea Atlantidei se cunosc doar puține lucruri. După părerea lui Muldashev, primii lemurieni aveau 4 brațe, o statură uriașă până la 20 de metri și 2 fețe, despre care cea din spate avea un al treilea ochi complet dezvoltat. Cei care au urmat după ei semănau mai degrabă cu atlanții, 2 brațe, o față, iar cel de-al treilea ochi se retrăsese deja în interiorul craniului. Descendenții lemurienilor, pe care Muldashev i-a numit lemuro-atlanți, erau foarte dezvoltați din punct de vedere tehnic, cunoșteau zborul orbital și trăiau la oaltă cu lemurienii. Doctorul Muldashev a aflat de la învățații din Himalaya că mulți dintre așa zișii profeții ai lumii sunt persoane în vârstă de mii de ani și chiar mai bătrâne, care la un ciclu de câteva sute de ani se dezgheață din starea Samadhi spre a se face cunoscute lumii pentru ca după aceasta să adoarmă din nou. Prin urmare, există ființe care la un ciclu de câteva sute de ani se dezgheață din starea Samadhi și vin în mijlocul oamenilor. Astfel se povestește și în istorie despre cei cunoscuți drept Buddha. Primul Buddha, așa numitul Buddha Bonpo, se numea Tonpa Shenrab. A apărut acum 18.013 ani în Tibet, în țara Shambhala, și a învățat pe oameni legile spirituale. Toți ceilalți Buddha i-au urmat învățăturile și el a fost descris ca arătând neobișnuit. Din învățăturile sale se deduce că pe pământ trebuie să apară 1002 profeți. Cât de mulți au apărut până astăzi, nu poate nimeni să spună cu exactitate, dar ultimul Buddha a apărut în urmă cu 2044 de ani. Interesante la acest Buddha sunt, înainte de toate, cele 32 de caracteristici prin care el s-a diferențiat de oamenii normali. După cum s-a transmis posterității, cele mai importante sunt membrane interdigitale la degetele de la mâini și de la picioare. La picioare nu avea partea superioară a labei piciorului. Brațele sale ajungeau până la genunchi. Organul bărbătesc al lui Buddha era ascuns, prin urmare nu se vedea. Pielea lui Buddha avea o nuanță aurie, avea buclele albe cu o strălucire argintie. Pe cap avea o proeminență de formă rotundă, șerpuind în sensul acelor de ceasornic.
Avea o limbă lungă, cu care putea să ajungă la rădăcina părului și la urechi. Avea 40 de dinți, care nu aveau spații între ei. În măsura în care corespund realității, aceste caracteristici duc la concluzia că Buddha a fost sau un membru al uneia dintre civilizațiile anterioare, Atlant ori Lemurian, sau un extraterestru. Comparând corpul lui Buddha cu cel al unui extraterestru, răspunsul este concludent pentru Muldashev. Corpul a fost creat în cadrul evoluției, într-o perioadă îndelungată, și s-a adaptat condițiilor externe ale planetei. Și, pentru a juca jocul vieții în lumea fizică, sufletul are nevoie de un corp pentru a putea să-și facă loc în această densitate. De aceea se păstrează corpul decât să fie creat din nou. Și, în plus, fiecare celulă poartă în sine toate amintirile trecutului. În acest fel, Samadhi este o ancoră de salvare a omenirii, deoarece corpul se poate păstra secole de-a rândul, în caz de nevoie, prin reînsuflețire, se poate crea o nouă civilizație. Deja au dispărut mai multe civilizații și de fiecare dată oamenii reîntorși din starea Samadhi au devenit germenele noii omeniri. Și civilizația noastră de acum se află cu puțin înainte de a-și atinge apogeul și în același timp se îndreaptă spre o clarificare a vechiului, așa cum ne-au prezis în mod unanim vizionarii din toate timpurile și din toate părțile lumii. Și toți mai spun că după aceasta va veni un nou început. Interesant de arătat că se vorbește despre noi tehnologii, zbor interplanetar și contactul cu oamenii din interiorul Pământului. În legătură cu aceasta, scriitorul american Charles Berlitz, cunoscut pentru cărțile sale despre fenomene paranormale, relatează: în inima Asiei, în deșerturile Mongoliei și în munții Tibetului, deja de multe secole se povestește despre misterioasa și mistica legendă referitoare la Agartha și la stăpânitorul ei, regele lumii. După credința multor oameni, Agartha este o lume în interiorul Pământului, constând din grote uriașe aflate sub podișul central asiatic, peșteri în care, prin intrări secrete, vechi populații au pătruns în această lume și, după cum se spune, până în ziua de astăzi duc o viață enigmatică. Stăpânul acestei lumi, Shangri-La, a continuat să existe sub teritoriul stăpânit de comuniști și ori de câte ori stăpânitorul său, regele lumii, face preziceri, dintr-o dată păsările și alte viețuitoare ale pământului amuțesc. Înainte cu sute de ani, acest rege al lumii a făcut o profeție care, luând în considerare prezumptivul moment al înfăptuirii, se referă, ca multe altele, la a doua jumătate a secolului 20. Oamenii își vor neglija tot mai mult sufletele, pe pământ va domina cea mai cruntă depravare, oamenii vor fi ca animalele setoase de sânge și vor fi însetați de sângele fraților lor. Semiluna se va întuneca, iar adepții ei se vor scufunda în minciuni și în războaie nesfârșite. Coroanele regilor vor cădea. Va exista un război îngrozitor între toate popoarele lumii. Națiuni întregi vor dispărea. Foamete, crime pe care legea nu le cunoaște. Cele mai mari și mai frumoase orașe vor fi mistuite de flăcări. Familiile se vor destrăma. Credința și dragostea vor dispărea. Lumea se va goli. După 50 de ani vor fi numai 3 mari națiuni și 50 de ani mai târziu va fi război care va dura timp de 80 de ani și vor fi catastrofe, iar popoarele din Agartha își vor părăsi grotele subpământene și vor ieși la lumină. După cercetările doctorului Muldashev, grotele Samadhi se împart în 3 categorii: grote cu oamenii ai civilizației noastre, grote cu atlanți și oamenii ai civilizațiilor mai vechi și grote Samadhi cu oamenii ai civilizației noastre și ai civilizațiilor mai timpurii. Doctorul Muldashev însuși a reușit să viziteze 2 călăuze ale unei grote Samadhi, care adăpostește cel puțin un atlant, și să se împrietenească cu ele. Muldashev a aflat că cel mai în vârstă nu mai merge în grote, iar cel mai tânăr face aceasta numai o dată pe lună, când este o lună plină sau în a 11-a până la 12-a zi după aceasta.
Călăuza mai tânără a spus că el începe să mediteze deja cu o săptămână înainte și când ajunge în prima cameră a grotei, acolo începe să se roage mai intens și își adâncește meditația. Ernest Muldashev și însoțitorul său, Valeri Lobankov, nu au aflat multe lucruri de la acest om, iar de la cel mai în vârstă, nici atât. Muldashev a înregistrat pe bandă convorbirea extrem de interesantă și a publicat-o în cartea sa, din care aș dori să vă pun la dispoziție pasajele esențiale. Muldashev i-a arătat călăuzei mai în vârstă fotografia Atlantului, refăcută după cei doi ochi de pe temple. La început, acesta a manifestat reticență și i-a adus argumentul că lema grotelor Samadhi reprezintă un secret și că nu are voie să spună nimic despre aceasta. A trebuit să-i se pună multe întrebări, până când, treptat, a părut dispus să vorbească. Muldashev a declarat: totuși, sunt convins că în grote există oameni în starea Samadhi, exact cu această înfățișare, arătând fotografia. În sălile la care am acces, nu există oameni care să arate astfel. Există asemănători. Dacă în sălile la care aveți acces există oameni în starea Samadhi, care arată asemănător, în celelalte săli ale grotei, trebuie să se găsească oameni în starea Samadhi, care arată exact la fel ca acesta de aici, din fotografie. Ei nu arată tocmai astfel, însă acesta este un secret. Sunt foarte emoționat când văd așa ceva. De unde aveți această fotografie? Muldashev nu a dat niciun răspuns la această întrebare și a început să vorbească despre al treilea ochi. Omul a negat existența unui al treilea ochi, însă despre ochii normali ai ființelor din grotele Samadhi, precum și despre nasul și urechile acestora, a spus următoarele. Unii dintre ei au ochi neobișnuit de mari, alții nu. La unii nasul este mic, la alții mare, întocmai ca la toți oamenii. Au urechi mari, unii chiar foarte mari, alții însă cu totul obișnuite. Urechi atât de mici ca în această fotografie nu am văzut. Oamenii din grotă au asemenea gură precum cea din fotografie? Omul a examinat atent fotografia. Nu, nu au o asemenea gură. Gura lor este ca gura oamenilor obișnuiți. Însă s-ar putea să fie, este cu totul altfel. Doctorul Muldashev s-a interesat și de cutia toracică, iar călăuza mai în vârstă a confirmat că unii ar avea cutia toracică mai mare decât normal, că în grote s-ar afla oameni cu diferite dimensiuni ale corpului. Unii au un craniu foarte mare, alții l-au mare, prelung, de forma unui turn, iar alții l-au cu totul obișnuit. Toți au părul lung însă, au degetele de la mâini și de la picioare cu totul normale, numai că au unghiile foarte lungi. Omul mai în vârstă recunoscuse în mod indirect că în grotă există oameni a căror înfățișare se aseamănă cu ipoteticul nostru Atlant, desigur cu anumite corecturi. Ernest Muldashev l-a chestionat în continuare în legătură cu ochii și dacă aceștia ar avea arcul superior al pleoapelor mărit, întrebare la care omul nu a putut să răspundă, deoarece ființele ar ține ochii aproape închiși. După aceasta a luat din nou în mână fotografia Atlantului și din nou s-a arătat emoționat. În continuare, Muldashev l-a întrebat despre rațiunea grotelor Samadhi, însă omul n-a vrut să dea nicio explicație concretă. A declarat că ar exista un scut de protecție care ar împiedica pătrunderea intrușilor. Cu toate acestea, cine trece proba de meditație cerută, acela poate să pătrundă în grotă. Aceasta însă încă nu s-a întâmplat, a afirmat călăuza mai în vârstă. Călăuza a mai spus că ființele nu se mișcă niciodată și că acolo rămân tot timpul în poziția lui Buddha. La întrebarea dacă a vorbit vreodată cu aceste ființe, a afirmat din nou că aceasta este un secret. În continuare, discuția devine și mai interesantă. Ce credeți, după ce revin din starea Samadhi, oamenii cu înfățișarea neobișnuită ar putea trăi ca oamenii obișnuiți? Ar putea numai ca altfel. Cum? Aceasta ar trebui să-i întrebați pe Lama. Este cunoscut că Buddha arăta neobișnuit. Ar fi putut reveni din starea Samadhi în vreuna dintre grote? Nu știu asta.
seamănă cu Buddha oamenii neobișnuiți din grotă? Unii seamănă cu el, alții nu. Ce credeți? Cine îi aduce pe oameni să rămână în starea samadhi? Aceasta trebuie să o știe lama, a repetat omul în vârstă. Cu ce scop intră oamenii în starea samadhi pentru sute, poate chiar pentru mii de ani? Presupun că cei mai mulți vor să se păstreze pentru viitor. La întrebarea de ce în grote se găsesc nu numai oameni obișnuiți, ci și oameni care nu ne seamănă, Muldashev a primit următorul răspuns. Cei neobișnuiți sunt oameni din vremuri străvechi, cei care se mențin de mult timp în starea samadhi. Cine apără grotele samadhi? Spiritul. Al cui spirit? Al lui. Cine este el? Acesta este un mare secret. Călăuza mai în vârstă a declarat apoi că el s-ar îngriji ca în grote totul să fie în ordine și că ființele de acolo ar sta pe o piele de tigru în poziția lui Buddha, cu mâinile pe genunchi, și că ochii pe jumătate închiși ar privi în sus, astfel că se vede albul ochiului. El a atins deja și corpurile, iar la palpat acestea s-ar simți consistente și reci. La sfârșitul discuției, Muldashev a întrebat dacă este permis să intre în grotă. A doua zi, doctorul Muldashev a primit într-adevăr aprobarea de intrare în grotă, însă nu a ajuns prea departe. Imediat după prima sală, totul a început să se petreacă așa cum descrisese călăuza mai în vârstă. Cu toate că Muldashev se apăra din toate puterile împotriva simptomelor apărute, indispoziție, durere de cap insuportabilă, așa încât a trebuit să se întoarcă din drum. S-a retras până când efectele au dispărut, a mai făcut încă alte două tentative care au avut aceleași urmări, iar în cele din urmă a renunțat. Un lucru devine clar. Omul nu se trage din maimuță, ci este produsul final de până acum al unei evoluții infinit de lungi, de milioane de ani pe această planetă. Au existat culturi avansate cu un stadiu de dezvoltare tehnică mult superior celui avut de noi astăzi, care însă au dispărut din nou. Din toate aceste civilizații anterioare, au existat oameni care s-au retras în locuri ascunse, grote, locuri în adâncul oceanului, orașe subpământene, și s-au menținut într-o stare pe care asiaticii o numesc starea samadhi. Această stare le dă posibilitatea ca, printr-o conștiință puternică, să-și controleze procesele metabolismului, astfel încât își transpun corpul într-o stare de nemurire, care, evident, poate să dureze la nesfârșit, atâta timp cât grota nu se prăbușește și corpurile nu sunt distruse. Aceste grote samadhi pot fi considerate, așa cum este de părere Muldashev, drept un fel de fond genetic, un rezervor al tuturor categoriilor de oameni de până acum, care au populat această planetă și care, în cazul unei catastrofe globale, pot fi reactivați în orice moment, pentru a da din nou naștere vieții pe Pământ. Totuși, mai există o posibilitate la fel de plauzibilă. Aici pare să nu fie vorba despre corpuri, ci despre suflete care sunt legate de aceste corpuri. La aceste suflete, la aceste străvechi și extrem de puternice potențialități psihologice, este vorba despre purtători de energie cu adevărat uriașă, care prin prezența lor mențin o frecvență a Pământului mai înaltă și un nivel mai ridicat de energie, iar prin aceasta pot hotărî soarta unor întregi popoare. Dacă acești deținători de energie ar muri și sufletele ar trece în lumea spirituală, atunci probabil că frecvența oscilației pe Pământ s-ar reduce considerabil, iar forțele întunecate ar avea posibilitatea să acționeze mai ușor. Dragi prieteni, mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru răbdarea și atenția cu care m-ați urmărit. Dacă vi s-a părut interesant acest documentar, puteți da like și share. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Pe curând!